pe Valeara Cădăului, pe traseul spre Postăvaru, un prim loc amenajat. Curat, pe malul apei. Apa e mică. Aici e un izvor, dar e mizerie pe lângă el. Aici au un cag noi, ca mizerie pe aici. Și copacii sunt prea mari ca să pot lega hamacul. Așa că plec mai departe. Mai văd pe cineva mai sus. Aici veneam și cu copiii mei mici, când erau micuți, când locuiam în Răcădău, cu cartierul de aici. Pe valea asta stăteam la răcoare. Iar aici e o captare. Și ce-am văzut eu aici? Un izvor. Apa vine din captare, deci e foarte curată. Uitați aici, izvorașul curge, un firișor, un firicel de apă. Aici e captarea, deci toată apa din Răcădău e captată. Ok. Să merg mai sus. Aici chiar e răcoare. Care e binevenită în zilele astea foarte calde. 32, 33, 34 de grade de atâtea săptămâni. O pânză de păianjen. Detalii. Incredibil. Mare artist, păianjenul. Mare, mare. Am ajuns în traseul marcat spre Postăvaru. Aici e spre Șaua Tâmpei. Să văd marcajele. Sunt mai multe poteci. Și de jos mai pleacă două poteci din aval. Și aici văd că au curățat poteca. Au tăiat lăstărișul. Cum se mai vedea probabil. Foarte bine făcut. Iată, tufele. Merg înainte pe marcaj. O altă captare. Iar în aval de ea. Apă, curge apă. Aici e o captare. Deci toată valea asta a Răcădăului, sau valea cetății, cum îi zice mai nou, e plină de izvoare care au fost captate și care intră în rețeaua de apă, rezerva de apă a orașului. Atât pe partea dreaptă, cât și pe văile din partea stângă.
Deci aici e o zonă cu apă multă. Aici traseul marcat traversează valea și urmează drumul forestier, care mai are câteva sute de metri, după care se intră pe o vale, tot pe firul apei. Urcă sus, la băncuțe. Hai să vede iar. Traseul intră aici în potecă. Am găsit în sfârșit doi copaci, doi fagi. Mi-am legat hamacul. Prima dată am încercat să-l leg din brad și mi-am umplut toate cele de rășină. Iar aici copacii sunt numerotați. Ce-o fi cu ăștia? Nu știu. Au fost cei de la silvicultură, studenții de la silvicultură, am văzut că mai intră prin păduri și... Dar eu nu știu ce înseamnă asta, au fi ceva. O colecție, material didactic, chiar ăștia sunt cu X. Habar n-am. Vom vedea. Aici sunt cei doi fagi de care am legat. Am acolo și ăsta are un X. Nici nu mai știam să-l leg. După atâția ani că nu l-am mai legat. Iar aici e valea. Mai sunt pe aici persoane care caută răcoarea. Mai sus am trecut printr-o zonă umedă și niște țânțari mi-au făcut praf piciorul. Nici n-am observat când. Așa, să încerc hamacul, să văd dacă mă ține. Dacă e legat bine. Am reușit să-l probez. Văd că mă ține deocamdată. Am văzut aici ceva. Nu știu ce e. Ce-o fi acolo? Ce Dumnezeu e acolo? Trebuie să mă duc să văd. E un suport? Sunt camere? Nu știu, sunt camere de luat vedere? Interesant. Trebuie să cobor să văd ce e acolo. Dar nu sunt camere de monitorizat animalele sălbatice. E altceva. Să vedem ce avem aici. E ceva interesant, ce n-am mai văzut. Să vedem mai pe partea asta. Avem și un afiș. Deci ce este? Anunț.
Dacă ați ajuns aici atât de aproape, așa citiți acest mesaj, vă informăm că aparatura amplasată în acest loc reprezintă stație meteorologică de monitorizare, am ceva astăzi, a parametrilor climatici din păduri. Parametrii vizați, temperatură aer, sol, umiditate, sol, precipitații. Ok, proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul operațional competitivitate 2014-2020. Instrumente, ce scrie aici? Structurală. Asta înseamnă că e de mult aici. Ok. Eu o vedeam de aici, din copacul cu hamac. Cum am eu spiritul de observație foarte dezvoltat. Am văzut-o imediat. Aici copacii toți numerotați. Probabil din cauza asta, nu știu. Asta e o potecă făcută de animale. Devine la vale. Aici o potecă mai vizibilă. Iar aici, aici cred că a fost camera video pe copac, pe fag. Acolo. Deci poteca de animale vine perpendicular pe poteca asta, care nici asta nu duce nicăieri. Și aici am văzut ceva fixat pe copac. Cred că e suportul unei foste camere video pentru animale sălbatice. Cred că. N-are ce să fie. Da. Și aici e o potecă care vine de sus. Deci, niște potești făcute de animale, cred că. Aici aveau trecerea. Iar acolo am găsit doi copaci buni pentru prins hamacul. E așa răcoare că începe să mi se facă frig. Trebuie să plec, că n-am decât un tricou. Deci se poate așa ceva? Sunt și curenți aici. Și răcoare și de la apă. Aici e pârâul. Altă dată trebuie să-mi iau ceva de îmbrăcat. Vai, ce răcoare e aici! Cum să plec eu în oraș, că în oraș e cuptor? Și aici mi-e rece. E incredibil. De câte ori trec pe poteca asta, mă opresc aici la fagul acesta să-i admir rădăcinile. Impresionante aceste rădăcini. Încă o
coborât din autobuz, din troleibuz și m-a lovit o căldură incredibil cât e de cald. Autobuzul de Poiană și acum vine și autobuzul meu. Nu. Bravo. Ce caniculă!